Un polițist rutier a ținut morțiș să-și arate autoritatea în fața unui șofer, iar pentru asta a oprit mașina într-un loc interzis la ieșirea dintr-un sens giratoriu. Motivul era că șoferul nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de mașina de poliție. Asta deși imaginile arată că polițistul a încetinit și oprit când mașina din spate era la o distanță regulamentară. Bună seara! Ce faceți, domnul? Împingeți la spate? Ce faceți? Cum am împins la spate? Sunteți în localitate aici, dacă nu știți. Da, știu că sunt în localitate. Păi și care e distanța dumneavoastră? Păi am păstrat distanța regulamentară. Care e distanța? Iată-te jos, domnul! Care e distanța dumneavoastră? Păi acum am oprit că eram în sens și trecea altcineva. Păi unde am oprit, domne? Dar de ce ți pasă la mine? Păstrează distanța, că ți-au permis. Că nu ești pe câmp aici.